îl chema Constantin Țurcanu, doar că istoria i-a uitat numele. Cu toate cele patru campanii militare la care a participat, istoria i-a uitat numele. Prima campanie a fost la 24 de ani, în 1877, și ultima la 65, în 1919. A fost la Grivița, a fost în Dobrogea, la Oituz, și în Ungaria, deși a primit o mulțime de decorații, nu-i cunoaștem numele. Pentru că a rămas în legendă Capeneș Curcanul, eroul din poezia lui Vasil Alexandrii. Și cine nu cunoaște versurile? Plecat au nouă din vasului, lui și cu sergentul zece și nu era zău nimănui în piept inima rece, voioși ca șoimul ușor ce zboară de pe munte, aveam chiar pene la picior și aveam și pene în frunte, toți dorobanți, toți căciulari, români de viță veche, purtând opinci, suman, ițari și cușma o ureche. Ne dase nume de curcani, un hâtru bun de glume. Noi am schimbat lângă Balcani porecla în renume. Vasile Alexandrii nu și-a folosit doar inspirația poetică în descrierea pe care o face dorobanților și a faptelor lor de vitejie din războiul de independență. Imaginea despre ei provenea dintr-o sursă sigură această sursă fiind însuși acel sergent de care face vorbire și anume Constantin Țurcanu, cu care poetul se întâlnește. Cum s-a întâmplat acest lucru și cum a ajuns un ostaș din vas lui o legendă, vom vedea imediat. Dar mai întâi, haideți să vedem cine era acest Constantin Țurcanu, și ce era atât de special la el, încât Marele Alexandrii a hotărât să-l transforme într-un erou nemuritor. Așadar, Constantin Țurcanu s-a născut în Principatul Moldovei la 1 martie 1854, acum 170 de ani, într-o familie simplă. Părinții Gheorghe și Maria îl alintau Costache, și când copilul a făcut vârsta de școală, l-au trimis la huși, unde aveau niște rude mai înstărite. Aici a urmat cursurile școlii gimnaziale și a învățat să scrie și să citească, un lucru destul de rar pentru un copil de origine modestă. După școală, în anul 1862, intră ca muncitor la drumuri și se însoară. Nu știm dacă a avut copii. Nu am reușit să găsesc informații în acest sens, deși a trăit până în anul 1932. În anul 1875 intră în rândul Regimentului 7 Dorobanți, Batalionul 2, ca soldat avea 21 de ani și regele Carol I, împreună cu guvernul condus de conservatorul Lascăr Catargiu, având în vedere situația tulbure din Balcani, se hotărăsc să reorganizeze armata și să crească numărul de soldați profesioniști. După dictonul, în vreme de pace, trebuie să te pregătești de război. Și timpul le-a dat dreptate, fiindcă numai după doi ani, armata română a trebuit să intervină la solicitarea Rusiei în conflictul dintre aceasta și Imperiul Otoman, ocazie cu care ostașii români și-au demonstrat vitejia, ceea ce a dus la câștigarea războiului de către Imperiul Țarist și a deschis calea spre obținerea independenței pentru principatele române. Nu facem acum o lecție de istorie privind câștigarea independenței. Pe noi ne interesează strict eroul nostru. În anul 1876, soldatul Constantin Țurcanu este avansat la gradul de caporal. În 1877 a plecat la război. Regimentul 7 Dorobanți a fost reorganizat și transformat în regimentul 13 Dorobanți Iași cu câteva companii la Vaslui. În aprilie se declanșează mobilizarea generală și regimentul 13 pleacă spre Bechet, cu sarcina să patruleze pe linia Dunării. În iulie însă, dorobanții trec Dunărea la Nicopole și primesc ordin să atace redanul din fața redutei Grivița 1. Constantin Țurcanu este avansat la gradul de sergent. Armata română ducea mare lipsă de ofițeri și gradați, fiindcă puțini ostași știau să scrie și să citească. Pe 27 august 1877 începe asaltul Redutei. În frunte se afla maiorul Dimitrie Leca, urmat de doi sergenți care încurajau oamenii. Unul dintre aceștia era Constantin Zurcanu. În jurul lui cădeau dorobanții secerații de gloanțele turcilor, dar nu se lăsau. Veneau din spate alții și alții, mereu, până ce otomanii fură înfrânți și steagul izbândei a fost înfipt în vârful redutei. Sergentul a avut noroc. A scăpat cu viață. A doua zi a fost decorat cu Ordinul Steaua României cu spade, distinție pe care a primit-o și regimentul 13 Dorobanți pentru eroismul dovedit în luptă. Timp de odihnă nu a avut. După euforia primei victorii, urma o misiune și mai grea, aproape sinucigașă, cucerirea Redutei Grivița 1. S-au dat lupte grele și Reduta a fost cucerită de altfel veți găsi printre videoclipurile mele mai vechi materiale privind sacrificiul ostașilor români în cucerirea acestei redute. Companiile rămase fără efective se tot regrupau. Sergentul Țurcanu era păzit parcă de o stea norocoasă și asta până în ziua de 7 octombrie, când s-a pornit atacul asupra redutei Grivița 2 și a fost rănit. Este transportat la spitalul din turnul Măgurele pentru îngrijiri. și aici se pare că a avut loc întâlnirea dintre poetul Vasile Alexandri și sergentul nostru. Răniții erau vizitați de doamnele din înalta societate, însoțite de oameni politici, scriitori, pictori, actori și cu prilejul unei asemenea vizite, bardul de la Mircești, Asta de vorbă cu Constantin Țurcanu, după ale cărui povestiri s-a inspirat și a creat personajul legendar de care am auzit cu toții. La doar câteva luni, în ianuarie 1878, Alexandrii publica în convorbiri literare mai multe poezii despre ostași și faptele lor de vitejie, printre care Sergentul și Peneș Curcanul. Unele dintre aceste poezii au fost traduse în limba germană de regina Elisabeta. După capitularea turcilor, se organizează la București, în ziua de 31 decembrie 1877, o acțiune prin care s-au decorat mai multe drapele de luptă printre care și cel al regimentului 13 dorobanți, eveniment la care au fost invitați să participe mai mulți ofițeri și sergenți, care și-au dovedit vitejia pe câmpul de luptă, printre aceștia aflându-se și eroul nostru. Despre faptele lui de arme și decorațiile primite, Constantin Surcanu spunea S-a auzit că am fost cel din tâi care am intrat în redanul luat la 27 august 1877. La luarea redanului am fost decorat de domnitorul Carol cu virtutea militară, iar la 31 august la Grivița, tot de domnitorul Carol I, am fost decorat cu steaua României în gradul de cavaler. Tot în acel an, la reduta numărul 2, am dat un atac fals și am fost rănit la acea redută. La 7 octombrie, tot la acea redută, am fost prins de cange și dacă nu se rupea mantaua, trebuia să fiu tras în șanț și tăiat în bucăți. Am stat în spital până ce m-am vindecat. În urma acestor lupte, Constantin Țurcanu a mai primit medalia Trecerea Dunării, medalia Independenței și medalia Comemorativă Rusă. Chiar după terminarea războiului, contingentul său a fost menținut sub arme până în anul 1880, când a fost lăsat la vatră. În 1878 participă alături de comandantul batalionului și alți ofițeri și gradați ca reprezentanții ai regimentului 13 Dorobanți la parada organizată pentru cinstirea vitejiei ostașilor români în război. După lăsarea la vatră, este angajat în funcția de pichier pe șoseaua Vaslui Solești, având în subordine o echipă de muncitori cu care asigura mentenanța acelei porțiuni din șosea. Își construiește o casă în Vaslui, pe strada Gheorghe Lazar, la numărul 15. Aceasta nu mai există în prezent. A fost demolată prin anii 1970, când s-a sistematizat centrul orașului, pe acel loc fiind acum un parc. Despre marele poet știm că a murit în anul 1890, că la înmormântarea lui au participat mii de persoane, printre care și sergentul Constantin Țurcanu cu cei nouă dorobanței lui. Se spune că aceștia au venit pe jos de la vasul lui la Mircești, adică 100 de kilometri, pentru a-l conduce pe ultimul drum pe cel care i-a transformat în legende. Anii care au urmat au fost ani de pace și i-au tihnit sergentului nostru. Dar în anul 1913, când România a mobilizat trupe pentru a participa la cel de-al doilea război balcanic, Constantin Țurcanu s-a oferit voluntar, avea 59 de ani și după mai multe discuții a fost acceptat. Astfel că, împreună cu regimentul 25 Racova Infanterie, în care fusese integrat și regimentul său 13 Dorobanți Vaslui, pleacă pe frontul din Dobrogea. Trupele trec în Bulgaria, ocupă Cadrilaterul, amenință Sofia și obligă astfel Bulgaria să încheie pacea de la București, pace prin care România câștiga Cadrilaterul împreună cu Silistra, Turtucaia și Balcic a fost lăsat din nou la vatră, dar în anul 1916 România se angajează în primul război mondial și Constantin Surcanu, la 62 de ani, se înrolează voluntar și pleacă din nou pe front. Uniforma infanteriei se modificase, însă eroul nostru și-a păstrat cușma specifică dorobanților, Printre și tineri a început să circule zvonul că eroul lui Alexandri se afla printre ei. Peneș, curcanul, era lângă ei. Vorbim de acel front unde s-a născut expresia pe aici nu se trece, la uituz. Și nu s-a trecut. La sfârșitul războiului, dorobanțul nostru mai avea pe piept încă două medalii, virtutea militară clasa I și medalia serviciului credincios clasa I. și mai avea o inimă care bătea neînfricată pentru țara lui. A participat și la campania din Ungaria din 1919, campanie prin care se urmărea înlăturarea liderului comunist Belacun. Avea nici mai mult, nici mai puțin de 65 de ani. Și, în urma acestei campanii, este avansat la gradul de plutonier major din anul 1922 s-a hotărât menținerea acestuia printre cadrele active ale armatei. A primit gradul de plutonier ajutant și o soldă permanentă din partea statului român. A fost unul dintre cei mai medaliați sub ofițeri, primind chiar și medalia destinată doar ofițerilor, Staua României cu spade, a primit Crucea Italiană de Război, medaliile poloneze Crucea Vitejilor și Crucea de Război, precum și Crucea Comemorativă a Războiului 1916-1918. Constantin Surcanu se stinge din viață la 15 noiembrie 1932 și este înmormântat la cimitirul Eternitatea din Vaslui, unde în 1934 se realizează un monument de piatră, marmură și bronz în memoria eroilor Vasluieni care au luptat în Războiul de Independență și în Primul Război Mondial. Acesta se numește Mausoleul Peneș Curcanul și are în centru mormântul lui Constantin Țurcanu, eroul la patru campanii militare, care a trecut în neființă și a lăsat în loc o legendă care va dăinui peste veacuri. Atât pentru astăzi, dragii mei. Constantin Țurcanu este unul dintre eroii mei preferați și în luna martie mă gândesc la el. Am avut și avem eroi care au înțeles cu adevărat ce înseamnă dragostea de țară, fie că au fost generali, capitani, locotenenți, sergenți și simpli soldați. Și printre cei ce au rămas în istorie se numără și Peneș Curcanul. Trebuie să menționez faptul că, într-o altă formă, Materialul despre Peneșcurcanul a fost realizat pe canalul meu prima dată, acum doi ani, doar că a intrat în conflict cu politica de promovare a YouTube-ului și a fost restricționat. Consider că acest erou merita o soartă mai bună. Sper ca de data asta să am mai mult noroc și videoclipul să fie promovat așa cum merită subiectul pe care îl tratează. Vă mulțumesc fiindcă mă urmăriți, le mulțumesc membrilor și tuturor acelora care prin contribuțiile lor răsplătesc strădania povestitorului, vă aștept în secțiunea de comentarii cu păreri despre cele prezentate, și până data viitoare, nu uitați că vă pup, vă iubesc și vă doresc o viață frumoasă.